Câteva discursuri oarecum neliniștite ale liderilor locali, despre care am să vorbesc după aceea, privind colaborarea între PNL și PSD și imaginea guvernării. Și eu, pentru a atenua tonul discuției, am spus, dragii mei, noi nu am intrat în această alianță din drag față de PSD, ci din drag față de poporul român. Dacă aveam drag de PSD, eram în PSD. Noi suntem în PNL. Cum o mașină merge cu 4 bujii și în politică erau 6, 2 erau la PSD, 2 la PNL și 2 la PT, din 6 am făcut 4 și am ales PSD, cu care, din punct de vedere constituțional, este mai aproape, dar această alianță trebuie să rămână trainică, așa cum ne-am angajat în fața României. Ei bine, din asta a ieșit, Bosganian și PNL n-au drag de PSD și dă înainte cu toată povestea de aici. Uite cum văd eu lucrurile. Au avut multe alianțe. Alianțe care s-au destrămat și, dacă vă aduceți aminte, cea din 2004 cu PD, practic s-a destrămat după primele 6 luni, când PD a solicitat alegeri anticipate și demisia lui Călin Popescu Tăricianu și numirea temporară a lui Mihai Răzvan Ungureanu prim-ministru interimar, urmând ca după alegeri Călin Tăricianu să revină prim-ministru. Ce s-ar fi întâmplat, știind noi cum au decurs lucrurile în acești 4 ani, ce s-ar fi întâmplat dacă au făcut alegeri anticipate și Călin Tăricianu s-ar fi crescut în promisiunea lui Băsescu și de cazul meu asta. Cert este că din acel moment alianța a mers divergent și în momentul 2007 s-a rupt de tot. Despre CDR nu vă mai vorbesc, că acolo a fost adevărat rapsodie populară, în care partidele se certau, trebuia să întreb câte ceasul ca să știi care partid cu care s-a mai certat. Ei bine, probabil că românii s-au obișnuit să nu mai cadă în alianță. Diferența este însă că, spre deosebire de acele alianțe, în care partidele au candidat separat, CDR separat, PD separat, PD separat, PNL separat, locale, aici lucrurile sunt puțin mai complicate. USL este o alianță politică. USL nu este o alianță electorală, USL nu este o coaliție de guvernare.